Bună ziua și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Mă bucur că vă aflați aici, probabil că ați văzut sau ați lucrat prima și a doua parte a tutorialului, linkul către ele îl găsiți în descriere. Aceasta este partea a treia, unde vom continua să lucrăm lăbuțele, urechile, codița și prinderea acestora. Să ne apucăm de treabă. Începem cu lăbuțele. Facem cerc magic cu 6 piciorușe scurte în interiorul lui. Închidem cercul și lucrăm rotund. La rândul 2 vom înmulți fiecare ochi. La sfârșitul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. La rândul 3 vom înmulți fiecare al doilea ochi și anume lucrăm un picioruș scurt în primul ochi și două piciorușe scurte în al doilea ochi. De jur împrejur, la sfârșitul rândului vom avea 18 piciorușe scurte. Următoarele 3 rânduri, și anume rândul 4, 5 și 6, vom lucra câte un piciorul scurt în fiecare ochi. La sfârșitul fiecărui rând vom avea 18 piciorușe scurte. La rândul 7 facem o scădere și anume lucrăm primele două ochiuri împreună, iar următoarele 16 ochiuri, în următoarele 16 ochiuri lucrăm câte un picioruș scurt. La sfârșitul rândului vom avea 17 piciorușe scurte. Rândurile 8 și 9 le lucrăm normal, cu câte un picioruș scurt în fiecare ochi, de jur împrejur. La sfârșitul fiecărui rând vom avea câte 17 piciorușe scurte. Începem rândul 10 cu o scădere. Lucrăm primele două ochiuri împreună. Și continuăm cu câte un picior scurt în următoarele 15 ochiuri,
La finalul rândului vom avea 16 piciorușe scurte. Următoarele două rânduri le lucrăm normal. La sfârșitul fiecărui rând vom avea 16 piciorușe scurte. La începutul rândului 13 vom face o scădere și lucrăm primele două ochiuri împreună, iar în următoarele 14 ochiuri vom lucra câte un picioruș scurt. La sfârșitul rândului vom avea 15 piciorușe scurte. Rândurile 14 și 15 le vom lucra normal, și anume un picior scurt în fiecare ochi. La sfârșitul fiecărui rând vom avea 15 piciorușe scurte. La rândul 16 voi lucra primele două ochiuri împreună, iar în următoarele 13 ochiuri voi lucra câte un picioruș scurt. La sfârșitul rândului voi avea 14 piciorușe scurte. La rândurile 17 și 18 voi lucra câte un picioruș scurt în fiecare ochi. La sfârșitul fiecărui rând voi avea 14 piciorușe scurte. Înainte de a continua, vom umple lăbuța cu umplutură. Pe partea de jos vom umple mai ferm. Până la jumătatea lungimii umplem ferm. Așa, iar în sus să fie mai ușor umplută. Cam așa. Voi continua cu rândul 19. Iar aici voi lucra primele două ochiuri împreună și în următoarele 12 ochiuri câte un picioruș scurt. La sfârșitul rândului voi avea 13 piciorușe scurte. Următoarele două rânduri le lucrez normal, câte un picioruș scurt în fiecare ochi. La sfârșitul fiecărui rând voi avea 13 piciorușe scurte. La rândul 22 încep cu o scădere.
și lucrez primele două ochiuri împreună, iar în următoarele 11 ochiuri voi lucra câte un picioruș scurt. La finalul rândului voi avea 12 piciorușe scurte. La rândul 22 încep cu scădere și lucrez primele două ochiuri împreună, iar în următoarele 11 ochiuri voi lucra câte un picioruș scurt. La finalul rândului voi avea 12 piciorușe scurte. Următoarele 3 rânduri le lucrez normal, cu câte un picioruș scurt în fiecare ochi. La sfârșitul fiecărui rând voi avea 12 piciorușe scurte. La rândul 26 voi lucra câte un picioruș scurt în următoarele 5 ochiuri. 2 3 4 5. Îndepărtez marcatorul. Pliez lăbuța în așa fel încât să pot lucra și prin ochiurile din față și prin ochiurile din spate. Introduc croșeta în primul ochi din față, următorul, și ochiul ce tocmai l-am lucrat. Așa, așa, și lucrez un picioruș scurt. Urmat de alte 5 piciorușe scurte, la fel, introduc croșeta prin ochiul din față și ochiul din spate și lucrez un picioruș scurt, îl avem pe al doilea. Trei. Patru. Cinci. Șase. Tai firul, lăsându-l mai lung. Și gata este prima lăbuță. O voi lucra și pe a doua și revin cu prinderea lor. Am lucrat și a doua lăbuță, le-am pregătit pe ambele cu ace. Înainte de prindere vom stabili centrul corpului și anume ghidându-mă după spațiul dintre picioare, am urcat în sus și am pus un ac de gămălie. Apoi, între al patrulea și al cincelea rând de la gât, am introdus alt ac de gămălie și pe această linie, da, am numărat de la acul de gămălie 10 spații dintre piciorușele scurte și anume. Așa, nu știu dacă se vede, așa. Și anume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iar în al 10-lea am introdus un ac de gămălie.
La fel am procedat și în partea cealaltă. Aici este acul cu gămălie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am introdus acul cu gămălie, iar din aceste două puncte vom începe coaserea lăbuțelor. Începem cu lăbuța dreaptă și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Poziționăm partea dreaptă laterală a lăbuței și începem prinderea ei în al. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, în al șaselea spațiu după acul cu gămălie. Introduc acul și îl scot un spațiu la dreapta. Scot acul pe aici și introduc acul în al doilea ochi, de la stânga spre dreapta, trag firul, îl introduc din nou în următorul ochi, îl trag, nu contează, le puteți lăsa și mai lărguțe până terminăm de prins toată lăbuța. Introduc din nou prin următorul și îl scot în următorul. Așa. Am făcut 3. Introduc din nou în al patrulea. Îl bag în al cincelea. Din nou în gaura următoare. Scot prin gaura următoare. Și introduc prin ultimul ochi. Așa, acum voi trage de fir ca să se așeze lăbuța cum trebuie. Iar ultima împunsătură o fac fix unde este acul cu gămălie. Așa. Și ascund firul cu câteva împunsături. Așa. Tăiem firul și am prins prima lăbuță. La fel procedez și cu a doua, doar că aici vom începe din punctul unde este acul cu gămălie și procedăm la fel. Voi introduce acul în punctul unde este acul cu gămălie și îl voi scoate un ochi mai la dreapta, trag firul, îl scot prin al doilea ochi de la lăbuță, de la stânga spre dreapta, îl introduc din nou în al treilea și aici în următorul. Scoțându-l prin următorul, așa,
Îl introduc în al patrulea de la lăvuță, îl scot prin al cincelea și îl introduc din nou în corp, în următorul ochi. Așa. Și îl introduc în al șaselea ochi de la lăbuță și în următorul spațiu de la corp trag bine de fir să se așeze lăbuța cum trebuie. Așa, și ascund firul. Tai firul și am prins și a doua lăbuță. Îndepărtez cele două ace cu gămălie și așa arată. Continuăm cu urechile. Începem cu bucla de început și 6 ochiuri de lanț. În al doilea ochi de la croșetă vom lucra primul picior scurt. Urmat de câte un picior scurt în următoarele 3 ochiuri de lanț. Doi, trei. Lucrăm 3 piciorușe scurte în ultimul ochi de lanț. Doi și trei și continuăm pe partea cealaltă cu câte un picior scurt în următoarele 3 bucle de la ochiul de lanț. Unu, doi, 3. Și 2 piciorușe scurte în ultimul, în ultima buclă de la ochiul de lanț. 1 și 2. Aici ne vom pune marcator. Iar la rândul 2 vom începe cu o înmulțire și anume 2 piciorușe scurte în primul ochi. 2, câte un picioruș scurt în următoarele 3 ochiuri. 1, 2, 3. 3 înmulțiri, de fapt câte o înmulțire în următoarele 3 ochiuri. 1,
2, 1, 2, 1, 2, câte un picioruș scurt în următoarele 3 ochiuri, 1, 2, 3, iar în ultimele 2 ochiuri vom lucra câte o înmulțire, 1, 2, 1, 2. Mai departe, lucrăm 2 rânduri normal, câte un picioruș scurt în fiecare ochi. La sfârșitul fiecărui rând vom avea 18 piciorușe scurte. La următorul rând voi lucra scăderi. Primele 2 ochiuri le lucrez împreună, urmate de câte un picioruș scurt în următoarele 3 ochiuri. 1, 2, 3. În următoarele 6 ochiuri voi lucra 3 scăderi. 1, 2 și 3, câte un piciorul scurt în următoarele 3 ochiuri, 1, 2, 3, iar în ultimele 4 ochiuri voi face 2 scăderi, 1, și 2. Rândurile 6, 7 și 8 le lucrez normal, câte un piciorul scurt în fiecare ochi. La sfârșitul fiecărui rând voi avea 12 piciorușe scurte. Am terminat urechiușa. Aici voi tăia firul, lăsându-l un pic mai lung pentru coasere. Voi lucra și a doua urechiușă și revin cu prinderea lor. Am lucrat ambele urechiușe, le-am pregătit cu ace. Și în continuare vom stabili poziția lor. Avem cei doi ochișori. Prindem între al doilea și al treilea rând de la ochișori un ac de gămălie fix între cei doi ochișori. Cu 4 rânduri mai sus, adică 1, 2, 3, 4, vom poziționa 2 ace cu gămălie pe centrul celui de mai jos, iar la acul de jos vom număra 22 de spații dintre piciorușele scurte până la următorul ac cu gămălie, iar pe partea de sus numărăm 14 spații între acele de gămălie și punem din nou un ac cu gămălie. La fel procedăm și în partea stângă și ne apucăm de prinderea lor. Voi începe cu
cu urechea dreaptă înainte de a o prinde. Am să nivelez marginea și anume, exact cum am făcut și la nări, voi introduce acul în al doilea ochi de la ultimul picioruș scurt lucrat, trag firul și îl introduc din nou, de data aceasta îl scot pe afară. Deci introduc acul înspre mine. Așa, și am făcut nivelarea. Voi pune urechiușa în poziția ce am stabilit-o și încep coaserea. Prima împunsătură o fac fix unde este acul cu gămălie și merg un rând mai sus. Introduc acul prin următorul ochi. Din nou merg cu acul unde am scos firul și urc un rând mai sus. Trag de fir. Și continui cu următorul ochi și urc din nou mai sus cu un rând. Și următorul ochi. Și urc din nou cu un rând fix unde avem acul cu gămălie. Trag de fir și continui pe partea asta altă cu următorul ochi. Aici voi îndepărta acul cu gămălie. Introduc unde am scos acul la ochiul anterior și cobor cu un rând mai jos trag de fir și următorul ochi. Așa, mai am un ochi, introduc aici unde l-am scos și îl scot unde este acul cu gămălie. Scot și acul acesta și trag de fir bine, bine de tot și îl ascund cu câteva împunsături. Așa, tai firul
Și trec la următoarea ureche. Nivelez și aici marginea, la fel ca și la cealaltă ureche. Așa, poziționez urechea unde trebuie cusută. Prima împunsătură o fac în locul unde este și acul cu gămălie. Și încep să cos toate ochiurile de jur împrejur. Cobor cu un rând mai jos. Așa, și următorul ochi. Introduc acul unde am scos la următorul, la anteriorul ochi. Așa, și continui pe partea asta la altă. Aici îndepărtez acul cu gămălie. Da, tragem bine de fir ca să nu rămână spațiu între ureche și cap. Ultima împunsătură, de fapt nu mai avem încă una, e penultima împunsătură. Așa, și ultimul ochi. Și îl scot unde am acul cu gămălie. Și am terminat și prinderea celei de-a doua urechi. Depărtez și aici acul cu gămălie. Iar acum voi ascunde firul. Îl tai și gata, suntem și cu prinderea celei de-a doua urechi. Îndepărtez toate acele cu gămălie. Continuăm cu
Codița. Facem bucla de început cu 5 ochiuri de lanț. În al doilea ochi de lanț de la croșetă vom lucra un piciorul scurt, urmat de alte două piciorușe scurte, câte unul în următoarele două ochiuri de lanț, 1, 2, 3 piciorușe scurte în ultimul ochi de lanț, 1, 2, 3, câte un picioruș scurt în următoarele două bucle de la ochiurile de lanț. 1 și 2, iar în ultima buclă de la ochiul de lanț voi face două piciorușe scurte. Aici voi pune firul de altă culoare ca să marchez începutul rândului. Și voi continua să lucrez 3 rânduri drept, și anume câte un picioruș scurt în fiecare ochi, de jur împrejur. La sfârșitul fiecărui rând voi avea 10 piciorușe scurte. La rândul 5 voi lucra câte un picioruș scurt în următoarele 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. La rândul 5 voi lucra câte un picior scurt în următoarele 6 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Îndepărtez marcatorul și cu codița pliată în două vom proceda exact ca și la lăbuțele din față, și anume vom lucra în fiecare ochi câte un picioruș scurt, luând rândul din față și rândul din spate, lucrându-le împreună. Deci introduc croșeta în următorul ochi. Și ultimul ochi lucrat. Și lucrez primul picioruș scurt. Trec la următorul. 2, 3,
și 4. Tai firul, cu toate că am avut 10 ochiuri, croșetându-le împreună, la codiță vom avea doar 4 piciorușe scurte la ultimul rând. Las firul un pic mai lung pentru coasere și gata, este codița mea. Am introdus firul într-un ac, iar în continuare vom stabili poziția coaserii ei, și anume de aici, dintre picioare, începem numărarea și avem aici, nu știu dacă se vede, aici sunt cele două spații dintre piciorușul lucrat între picioare. Băgăm un ac cu gămălie deasupra și începem să numărăm de jos în sus, și anume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Între rândul 7 și 8 vom introduce un ac cu gămălie, dar poziționat pe mijloc. Așa, aici, pe acest rând, vom prinde codița. Știind că la codiță avem 4 piciorușe scurte, poziționăm codița cu spațiul dintre cele două piciorușe din mijloc, unde este acul cu gămălie, și introducem acul în al doilea spațiu, de la dreapta spre stânga. Aici introducem acul, putem să îndepărtăm acul cu gămălie și îl scoatem un ochi mai la stânga. Procedăm fix ca la lăbuțe. Și am terminat coaseria ei. Ascundem firul. Îl tăiem. Și gata, este jucăria noastră. Am ajuns la finalul părții a treia. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Ne revedem la partea a patra. Până atunci, vă doresc toate cele bune!